Bătrânul către aleasa doamnă și către copiii ei, pe care îi iubesc în adevăr, nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul, datorită adevărului care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Vor fi cu noi harul, îndurarea și pacea de la Dumnezeu Tatăl și de la Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr, și în dragoste. M-am bucurat foarte mult că i am găsit pe unii dintre copiii tăi umblând în adevăr, așa cum am primit poruncă de la tatăl. Acum te rog, doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci una pe care o aveam de la început, să ne iubim unii pe alții. Iar dragostea este aceasta să umblăm potrivit cu poruncile lui. Aceasta este porunca. Așa cum ați auzit de la început, să umblați în ea. Căci în lume au ieșit mulți înșelători care nu mărturisesc că Isus Hristos a venit în trup. Acesta este înșelătorul și anticristul. Vegheați asupra voastră ca să nu pierdeți lucrurile pentru care am lucrat, ci să primiți răsplată de plină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, nu-l are pe Dumnezeu. Cel ce rămâne în învățătura aceasta îl are și pe tatăl și pe fiul. Dacă vine la voi cineva care nu aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i spuneți bun venit că cel ce îi spune bun venit se face părtaș la lucrările lui rele. Am multe să vă scriu, dar n-aș vrea să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală, ci sper să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Copiii surorii tale alese te salută.